Domnule director, este deja al treilea an de când în Cladovo se învață la școală pe lângă celelalte materii și un curs facultativ de limba română cu elemente de cultură națională. Spuneți-mi, vă rog, care este situația în acest an față de anii precedenți? Poštovani gospodine direktore, možete nam ispričati koja je, u kakvom se stanju trenutno nalazi učenje rumunskog, fakultativno učenje rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture u odnosu na raniju 2012. godinu? U prethodnim godinama, u saradnji između Ministarstva prosvete Republike Srbije i Nacionalnog saveta Rumunije, organizovano je obrazovanje učenika u našoj školi sa elementima nacionalne kulture nama i tehničke škole u Kladovu. Organizovano je obrazovanje učenika kao fakultativni predmet rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture. Ani trecut la școala tehnică, deci la liceu tehnic la Kladovo, s-a organizat și copiii învață limba română cu elementele de naționale, de cultură națională. To su bile grupe učenika. Asta a fost grupuri de elevi. Koji su imali odličan broj i odličan odziv. Și a fost un număr foarte important, a fost un număr foarte mare și tot a fost motivat ca să învețe. Iar 30 učenika koji se obrazuju za još jedan dodatni predmet, în jur de 30 de elevi care învață limba. E dobar broj și daje nam mogućnost da i mi ca școala organizăm tako vrstu obrazovanja. Este un număr foarte important și noi încercăm să înaintăm și să organizăm învățatul limbii române. Mi smo imali sreće da smo u okviru tog obrazovanja imali stručne nastavnike koji su to tu vrstu obrazovanja prezentovali učenicima. Am avut și, să zicem, învățători, profesori, profesoare care învață copiii foarte, să zicem, foarte bine. Tako da smatram da su učenici koji su bili na časovima rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture, și cred că elevii care au fost și care au participat până acum la ori de limba română stekli dovoljno znanja i dovoljno su naučili, s-a educat de ajuns și de ajuns a învățat limba română. Da to znanje mogu da primene dalje kroz nastavu školovanja. Și mergem înainte ca să și mai mult și și mai bine să învețe prin participarea la clasa de limba română. Ili da to iskustvo iskoriste u neke druge prilike. Și, deci, mai târziu, ca să poate, asta ce-a învățat aici, să le folosească să alege ei elevi. Aktivnosti u ovoj godini za organizovanje fakultativne nastave rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture. Aktivitățile din limba română cu elementuri de cultură națională. Krenuli su još u junu mesecu. Au început anul școlar 2013-2014 în luna iunie. Da, kroz ankete koje su popunjavali učenici sa svojim roditeljima. Anketa care a fost declarată, însemnată de elevi și de părinți. I ove godine naša grupa učenika koji će učiti rumunski jezik sa elementima nacionalne kulture. Še anu sta cum anu actual, numărul de copii care învață limba cu elemente de cultură națională română. Ima 30 učenika. Este 30 de copii la anchetă care s-au declarat. I smatramo da je to opet dobar broj za organizaciju tog časa, tog te nastave. Și gândesc că e un număr impozant care acum învață orile la limba română. Trenutno nisu organizovani časovi rumunskog jezika sa elementima nacionalne kulture. În acest moment nu sunt organizate orile de limba română
la liceu tehnic. Čeka se odobrenje Ministarstva prosvete Srbije. Se așteaptă să Ministerijumu învățământului din Serbia să aprobe. Kad će odobriti početak nastave za te čase. Și se dea voie ca să se înceapă cu cursurile de limba română facultativă în școli. Ja smatram da to treba da bude što pre. Gândesc că asta trebuie să se rezolve ce mai repede. Ja će znanje koje učenici steknu kroz taj predmet, că tot ce învață acum din limba română, moće da iskoriste kasnije kroz nastavak započeto školovanja upisom fakulteta u Rumuniji, poate învățând limba română să le ajuture și limba să-i sprijine ca să înscrie la facultate în România. Iar za to postoji veliko interesovanje kod naših učenika. Din cauza că sunt mulți interesenți care vor să studiază în România. Spuneți-mi, vă rog, este doar o întrerupere temporară a acestor cursuri? Există niște sincope, să spunem, niște probleme la nivelul ministerului sau este ceva normal faptul că s-a... Recite nam, da li ovo što se događa kratak, jedan period prekida, da li je to zavisi od ministarstva prosvete Srbije ili je nešto drugo u pitanju? Ne, i prethodnih godine je početak tih časova bio negdje u oktobru mesecu. Și anii înainte, anii când a început școala, școalile sârbești, și fiecare an, prin octombrie, se întârzie și anul ăsta, iar nu e nicio problemă, credem că o să înceapă iar din octombrie, cum a fost și anii trecuți. Și mi vrlo brzo očekujemo odobrenje ministarstva za početak te nastave. Și noi așteptăm ca să vină acreditivele sau să ne declare Ministerul Învățământului la Sârbești să începem cu învățatul limbii române în școală. Dacă aveți cunoștință și despre alte cursuri în alte limbi ale altor minorități, dacă și acelea sunt întrerupte sau numai cele ale minorității române? Colegova mi-a poznato da li je isto se događa i sa ostalim jezicima drugih nacionalnih manjina koji se uče u školama. Koliko ja imam informacije, kad sam ti informat, nisu počeli časovi nijednih jezika nacionalnih manjina na teritoriju. Nu anđeput, niču škola, enka nu anđeput, na teritoriju Republike Srbije. Sa sam vece ši ale lalte lime, al minoritecilor, ale lalte care sunt scriși copiii la școală. Ca za slovački, rusinski și druge jezike. Cacum slovac, rusesc, i druge jezike, rom, chineze și alte limbe care sunt în școli. Cu alte cuvinte, la toți sunt în momentul ăsta întrerupt. E vorba de limbile care sunt facultative. Facultative, sigur. Da.